Mami, uite! Wow! E un buchet de flori? Da! E un buchet! Bine! Miroase a Crăciun! Salutări de la grădiniță! Familia Pac-Pac este astăzi la grădiniță, grădinița online, pentru că cele fizice sunt închise. Așa că am ieșit să adunăm tot felul de materiale naturale pentru activitățile pe care urmează să le desfășurăm acasă. Ciobană! Ciobană! Așadar, așa facem noi grădinița online cu o plimbare la înălțime. Ia uite, suntem deasupra pomilor, încet, încet. Ia uite ale. Vezi cât de sus suntem? Da. Da? Unde suntem aici? În roată. În roată, da. Dar nu știu cum se numește. Roată se numește. Este roată panoramică. Toamna și vreme mohorâtă. Da, tati. Bacovia style. Bacovia style, da. Așa e. O. Ce? Nu știu. Castană. Castană. Nucă? Nucă, da. Un arici. Da. E coaja de la castană. Da. Ce facem cu asta? Ne uităm mai bine. Ne uităm mai bine. Hai să vedem cum se văd castanele cu ea. Ia cum se vede castana? Ia. Uită-te așa, mă, aici. Uită-te, uită-te prin ea, prin lupo. Se numește lupo. Lupa. Că și-a descoperit o nouă pasiune, să taie cu farfeca. Educatoarele lui Ale de la grădinița Ciupercuța sunt foarte implicate, inclusiv acum în perioada asta în care grădinița este închisă, și ne trimit tot felul de fișe pe care să le lucrăm cu copiii. Apreciez chestia că nu este nevoie ca ei să stea în fața telefonului, laptopului, tabletei sau orice, să facă activități pe Zoom sau pe altă platformă, ci pur și simplu ne trimit chestii pe care să le facem cu ei, cântecele pe care să le cântăm, exerciții de dimineață, să facem mișcare, gimnastică, povești pe care să le ascultăm, adică cumva ne ajută să facem o parte din activitățile pe care ei le-ar fi făcut la grădiniță, numai să le facem noi. Și deși noi suntem chiar avantajați de faptul că avem un program destul de flexibil și putem să stăm cu ele, nu este nevoie să le ducem la bunici sau să aducem bunicii sau să angajăm bone sau eu știu ce alte chestii, este provocator să facem grădiniță online. Pentru că o avem și pe Emma care vine și distruge toată munca mea sau a lui Ale. Oricum, noi înțelegem situația, suntem de acord cu măsurile luate, respectăm toate regulile și nu sperăm decât ca cât mai multă lume să le respecte, astfel încât să treacă totul cât mai repede.
pandemie dificilă pentru toți și mai ales pentru noi care avem activitate ce depinde de lucru cu oamenii, cu întâlniri, cu filmări, cum e în cazul meu, cu niște cursuri pe care le fac unul la unul. Însă, partea bună este că avem ocazia să petrecem mai mult timp în familie. Forțat sau neforțat, totuși cred că este un lucru benefic pentru mulți. Bine, cu condiția să nu ne îmbolnăvim, fiindcă avem și noi cunoștințe și rude care au câte un membru al familiei îmbolnăvit de coronavirus, ceea ce nu cred că este chiar plăcut. Cu toate astea, sperăm să treacă cât mai repede și cât mai bine pentru toată lumea, fără prea multe îmbolnăviri, deși numărul crește de la zi la zi. Așteptăm și veștile bune. Și pentru că tot se apropie Halloween-ul, suntem pregătiți, facem tot felul de lucruri, ați văzut acolo cu dovlecei. Și știu că Cristina a luat și dovleci reali pe care urmează să-i... cum se numește? Să-i sculptăm, dar nu, să-i transformăm de fapt din niște legume fără viață în niște monstruleți terifianți. Ia zi, Ale, facem monstruleți? Da! M-am gândit că ăsta ești tu și ăla de acolo e Mica. Da. Ema încă doarme. Uite-o pe Ema pe aici. Da, se rostogolește. Așa face și în realitate. Avem o legumă și o transform într-un monstruleț. Ca ăla de pe tricoul tău? Ca ăsta, nu chiar ca ăsta, ci unul mai frumos ca pe tricoul ei. Ia bine, ce să-l vezi. O să facem unul cu zâmbet. Cu zâmbet facem? Da, hai. Bine, hai să încercăm. Dar întâi trebuie să-i tăiem pălăria, apoi decupăm ochi, măsuc și guriță. Ața. O faci acum pe micuța? Da. Ia să vedem. Grijă. O fac pe micuța. Dar să stai greu. E mai necoaptă. Iată că s-a mai dus încă o zi din grădinița noastră online. Da, dar noi nu ne supărăm pentru că avem ocazia să fim din nou copii și să ne jucăm alături de fetițele noastre. Nu te așeza, Ale, trebuie să stai în picioare. Sus! Ema s-a trezit și ea, somnoroasă, după câteva ore bune. La fix, să-și cunoască dovleacul. Ia să vedem să le cunoaște. Ema, care ești tu? Ăsta sau ăsta? Care ești tu? Arată-mi. Dovleacul mie? Asta e tu! Bravo! Acum eu! Acum tu, care ești tu? Bravo! Ia fugeale să stingi lumina să vedem cum se vede. Între timp vă mulțumim că ați rămas cu noi până la final și vă invităm să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Familia Pac Pac, să ne dați like-uri, share și multe, multe comentarii, să ne spuneți care dovleac este mai spooky sau mai puțin spooky. Și să ne povestiți cum faceți voi față grădiniței online. Între timp vreau să vedem cum au ieșit